Voința Budeasa, Sporting Stănești, Corbi, 1 la 4, Școala de Fotbal, Gică, Retevoiescu, se mușătești 3 la 1, Fecedănuț Coman, Progresul Retevoiești, 2 la 1, Asecio Frângeni, Voința Valeiașului, 6 la 0, Deportiv Mălureni, Petron Pitești, 0 la 2, Cese Domnești, Ase Băiculești, 3 la 2, Ase Drăganu, Șoimitic Veni, 2 la 0. În seria centru 2, ASE Colibaș, ASE Stâlpenii Rădești 7 la 1, Stejarii Beleți Negrești, Unirea Călinești 1 la 1, ASE Poiana Lacului, Atletic Bradu 2, 3 la 1, ASE Oarja, CS Albota 1 la 0, Flacăra Leordeni, CS Mioveni 3, 1 la 0, Rapid Davidești, ASE Rătești, 1 la 0. Continuăm cu seria Sud. Viitorul în lunga corbului, Unirea Tricolor Șerbănești, 1 la 1. Speranța Cornățel, Young Boys Slobozia, 1 la 2. Energia Stolnici, ASE Popești, 2 la 1. Speranța Costești, Progresul Recea, 5 la 0. ASE Miroși, Unirea Hârsești, 3 la 1. ASE Izvoru, ASE Căldăraru, 4 la 3. Viitorul Ștefan cel Mare, Steaua Negrași, 0 la 2. După 19 etape disputate în cele trei serii, pe primul loc sunt Ase Ciofrângeni, Ase Poiana Lacului și Young Boys Slobozia.